Marele actor Clujan Florin Piersic a transmis un mesaj emoționant la moartea bunului său prieten Dumitru Fărcaș. Doamne Dumnezeule, te rog, oprește-te, nu-i mai lua unul după altul de lângă noi. Mitrule, fratele meu, cum să-mi faci una ca asta? Mai zilele trecute am vorbit la telefon. Ce amintiri de o viață avem noi împreună? Ai plecat de lângă noi, tu un om minunat și artist excepțional. Simt în inima mea toate lacrimile lumii, ale familiei tale, mai ales pe ale prea iubitei tale soție Elena și a tale Andreea, ale prietenilor tăi, ale poporului ăstea pe care l-ai iubit atât de mult și știi știu că undeva într-un colț, taragotul tău iubit plânge și el. Tristețea mea nu are margini. Mă rog pentru sufletul tău să zboare în lumină. A scris Florin Piersic pe rețeaua de socializare Facebook. Dumitru Fărcaș avea 80 de ani și a murit în noaptea de luni spre marți în urma unui infart.